Municipiul Hunedoara a fost astăzi gazda Bursei Mărțișorului, eveniment dedicat hunedorenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și elevilor care au dorit să se familiarizeze cu noile oportunități de pe piața muncii. Alături de ei a fost și primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, care consideră oportună organizarea unui astfel de eveniment. Nu este pentru prima dată când la Hunedoara este organizată o bursă a locurilor de muncă. Astăzi, sute de hunedoreni au participat la eveniment, dar și zeci de elevi care au discutat cu angajatori, dar și cu primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu. Era nevoie ca această bursă să se desfășoare evident și la Hunedoara și nu să te duci în capitala județului pentru a vedea dacă poți accesa un loc de muncă sau nu. Îmbucurător este că sunt foarte mulți angajatori, 47 de angajatori, peste 550 de locuri de muncă scoase de acești angajatori pentru a putea fi ocupate. Meritul a ceea ce vedeți astăzi aici este al Agenției de Ocupare a Locurilor de Muncă. Noi doar, intermediem locația, discuțiile de haideți veniți și la Hunedoara, dar meritul este 100% al lor. De asemenea, un lucru bun, din ceea ce am înțeles, peste 700 de cetățeni care sunt doritori probabil să ocupe un nou loc de muncă, nu neapărat că se află în șomaj, să-și schimbe job-ul. Și asta înseamnă o concurență pe piața forței de muncă, pentru că ani de zile s-a tot discutat că Hunedoara este cumva blocată de anumiți angajatori cu salarizarea. Nu doresc să apară alte societăți comerciale. Uitați-vă în ultimul timp doar drumul de centură al Hunedoarei, care încep să fie ocupat de tot felul de clădiri, de tot felul de business-uri, de tot felul de societăți comerciale și evident de nevoie crescând a locurilor a forței de muncă.